8:36. Crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. Suntem în deșteptarea la Europa FM și dăm startul acum la dublu sau nimic, concursul radio la care orice ascultător poate fi câștigător. Un concurs la care poate nu le știi pe toate, dar sigur primești un curcan românesc de calitate. Alege pene și alege carnea de curcan românesc. Să facem cunoștință cu Mihaela. Bună dimineața! Bună, Mihaela! Pe așa. Bună dimineața! Ce faci, bună Mihaela? Bună! Bine, bine! Ești mulțumesc de întrebare, bine. Ești foarte energică. De unde ne suni, Mihaela? De unde de te la suni? Târgu Jiu. Stai că Zav a descoperit. Zav nimic. Gata, boss, nu te supăra. S-a întâmplat un artefact tehnic. Așa, Mihaela. Da. Spune-ne despre tine una alta. Sunt profesor la gimnaziu. Excelent. La o școală deosebită, la școala gimnazială Scoarța, din județul Gorj. Am niște copii minunați, niște colegi deosebiți. Și viața este frumoasă la noi în Oltenia. Ce drăguț. Soare, frumos, cald afară. Mamă, vă invidiez. Excelent. Și dacă ar fi să fie, ce predai? Gândire critică și drepturile copilului. Mamă, ce tare. Nici nu știam că există. Da, este o materie foarte frumoasă. Învățăm despre drepturi, responsabilități, instituțiile statului, cum să ne comportăm frumos, toleranți, generoși, să fim. Mihaela, da, e o școală materie... privată? Nu, nu este o școală privată. Este o școală dintr-o comună din județul Gorj. Da, această materie... La fiecare școală este o materie nouă și foarte frumoasă. La fiecare școală din România se predă această materie. Uite că nu știam. N-am știut. Aha. Okay. Și câte ore pe săptămână aveți și la ce clase? În clasa 4-a, copiii fac disciplina cultură civică. Cultura civică se transformă, începând cu clasa 5, în educație pentru democrație și drepturile copilului, din clasa 5-a. Această disciplină, cultura civică, cum era odată pe când eram noi elevi. Aha. Am înțeles. Deci, dar la gândire, critică învățați și cum să reziste la tentative de manipulare, să identifice teoriile conspirației, da? Da, facem. Prin clasa 7-a, când sunt ei mai, un pic mai maturi, facem, da, facem. Foarte tare, bravo. Hai să ne și jucăm un pic, ce ziceți? Da. Gata, da, Mihaela. Da. Gata. Gata. Ne apucăm de treabă. Ne apucăm să vedem, sărbătorim cu copiii sau nu. Hai că vedem. Eu zic că e loc. Tot ce știi, transformă în mii. Beneș Curcanul îți aduce cel mai deștept concurs radio. Dublu sau nimic în deșteptare. Consumă carnea de curcan românesc, verifică originea pe etichetă și fii mereu câștigător cu Beneș Curcanul la Europa FM. 300 de euro. Mihai, azi începem de sus, de la 300 de euro. Iar prima întrebare, nu cred că îți va pune probleme, este: cărei țări îi aparține insula Corsica? Franța. Uite, cu un pic de emoție așa a fost sau... Alo? Nu emoții. Fără emoții. Îmi place geografia. Bravo, excelent. Ce personaj faimos s-a născut în Corsica la începutul secolului al XIX-lea? Sau nu, pardon, al XVIII-lea? La era ceva... Era navigator, ceva... Un... Așa, navigator mai puțin. A traversat... Sau filozof, pilat, Nu, nu. Era militar, a fost important, om politic. Rădea bine cu dreapta. Mare, general, mare. Da. Da, mi-aduc aminte ceva. Și a murit-o pe insulă. Asta este întrebare din concurs? Nu, e pe lângă. Nu, dar dacă vrei, poți să fii. Uite, puteai să o păstrezi. Nu, îmi scapă acum. Napoleon. Cum? Napoleon? Ah, Napoleon Bonaparte, da? El, țăracul. În Corsica, era corsican. Ai 300 de euro în momentul ăsta. Ce facem cu banii ăștia? Mihaela. Merge mai departe. Bravo, bravo. Îmi place. Excelent. Da. 600 de euro.
Tap-tana. Mihaela, rămânem cumva în aceeași zonă. Așa. Și te întrebăm pentru 600 de euro, ce este un consomé? Consomé? Da. Consomé. Un termen în limba franceză. Da. Ce bun a fost asta. Răspuns bun. Așa, asta ai învățat-o de la elevii tăi, nu? Un consomé. Consomé. Aperitiv. Ești aproape. Ça dépend. Da. Brânză, vin. Nu, stop. Nu, Mihaela. Consomeul e supă, de fapt. E supă. O supă. Fiartă mai lungă, așa. Supă de vită, fiartă mult timp. Dar apărea foarte des în meniurile restaurantelor din România, mai cu ștaif, așa, de prin anii 90, nu era trecută supă, erau numai consomeuri. Consome de conopidă, consome de pui. Doar că... N-am auzit niciodată. La noi nu se folosește termenul acesta, nu știu. Original e de vită. Consome. Nu știam. Îmi pare rău că te-am încurcat. Mai ușoare, nu putea să ne pune din nou. Păi na, era pentru 600 de euro. Era un premiu important. Victorie, geografie. Geografia a fost. Geografia am avut. Urma literatură. Da, na. Ce era asta? La literatură? Nu pot să-ți spun. O să auzi mâine întrebarea. Hai mă, Luca, zice era. Nu, mâine. Asta e gelos. Bine, bine, că am și copii, aud și ei sunt în direct cu mine. Dacă vor să răspundă copii în cor, se aud copii, câți copii sunt cu tine acolo? 3, 6, 10. Atenție. 12. Bună dimineața, copii. Bună dimineața. Așa. Hai mă, Luca, adresează o întrebare și să răspundă copii. Bine, Mihaela, fii atentă. Eu ți adresez. Clasa 6 avem aici. Excelent. Clasa 6. Eu ți adresez întrebarea. Da? Deși în mod obișnuit nu fac. Asta era pentru 1200. Da? Și tu te angajezi că le faci copiilor un consomé de curcan. Da, o să aduc curcanul la școală și îl mâncăm toți, promis. Bravo. Și acum fii atentă. Și copiii. Ar fi fost copii. Un premiu de 1200 de euro dacă treceam de supa aia. Pui și fondul ca să fie ca la casă. Numai, că vreau să-i auzim pe copii dacă strigă. La Gorj noi nu mâncăm supe. Supe mai puțin, mai cu friptura. Nu nimic, căutați pe internet și faceți o lecție la școală altfel și gătiți consome de curcan. De vită, ca să fie corect. De vită, poftim. Da. Ok, da. Mihaela, întrebarea de 1200 de euro era cum îl cheamă pe scutierul lui Don Quixote? Scutierul? Sanchez. Sancho Panta. Sancho Panza, nu Panda. Sancho Panza. Era și un Sancho Panda într-un desen animat. Serios, da, da. Uite că n-am prins. Da, uite că era aproape, Mihaela. Da. Asta era întrebarea de 1200 de euro. Cu Sancho Panza. Da, putem acum să ne mai înscriem și pentru mâine și pentru poi. Puteți să vă înscrieți, da, doar că trebuie să aveți foarte mult noroc să mai fiți odată extrași, pentru că sunt extrem de multe înscrieri, dar... Nu-i nimic, s-a întâmplat. Puteți să vă înscrieți, că au mai fost cazuri de oameni care au participat la distanță de o lună, două. S-a mai pățit. Foarte rar, dar s-a mai întâmplat. Da. Mulțumim că... Mihaela, îți mulțumim tare mult. Și baftă acolo. Și salut, copii! Salutare! Cu un nou concurs dublu sau nimic și cu un curcan de 15 kg de la Peneș, curcanul vă așteptăm și mâine în deșteptarea. Nu uitați, alegeți să consumați carne de curcan românesc și verificați originea pe etichetă. Mihaela a câștigat astăzi doar un curcan, ne-a lăsat banii nouă, mâine plecăm de la 400 de euro. Dublu sau nimic, cel mai deștept concurs radio, revine mâine în deșteptarea la Europa FM.